Salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu, sunt Alin și în review de astăzi o să ne spunem părerea despre acest Gordac 902, o stație pentru deslipit SMD-uri, lipit și deslipit, da? Stația a fost nouă cumpărată din banii mei, nu este sponsorizată, nu este nicio publicitate, ci pur și simplu vreau să vă spun părerea mea după două luni, nu, cred că are o lună de când o utilizez. Evident, n-am utilizat-o în fiecare zi și să zicem de 2-3 ori pe săptămână când am fost nevoit să deslipesc un SMD, da? Sau și să lipesc. La început mi s-a părut un pic dificil să lucrez cu ea, însă ușor-ușor m-am obișnuit. O să o pun pe bancul de lucru și acolo o să vedem mai multe chestii. Bun. Stația se prezintă, stația de deslipit, îndepărtat SMD-uri, se prezintă cam așa. Nu s-o mai trage din priză pentru că am cablurile băgate pe acolo în spate și ea aici în spate nu vine cu cablu care se poate îndepărta, e pur și simplu băgat în carcasă. O să o desfac de aici, să luăm fiecare componentă, să zicem așa, dar trebuie să le numim componente. O să vă arăt o chestie aici, după aia. Bun, astea sunt pensetele. E cam așa, apeși pe el și între astea două, practic, astea se încălzesc și îndepărtezi SMD-ul, da? Componenta SMD. Hai să vă zic ce nu-mi place. Păi, chestiile astea sunt destul de moi, vârfurile astea două. Sunt relativ moi, iar în momentul când se încălzesc, devin și mai moi și se strâmbă, da? Dar îți faci treaba cu ele, nu, asta nu e o problemă gravă, însă nu mi-a plăcut mie. În rest, ce pot să zic? Când am văzut-o pe aici, nu știu dacă se vede pe cameră, dar este un negru-alb șters, negru-alb, un negru murdar, nu știu cum să zic așa, șters. Vine cu conector din acesta, nu știu ce denumire are, o piuliță. Și se înșurubează în sursă, așa, suportul vine și cu un burețel în care poți să pui apă și să ștergi vârfurile, eu am folosit procedura asta. Suportul vine cu două chestii de proptit, deci putem pune și un LED-con aici, bine, ăsta al meu nu stă că e pentru alt tip de stație. Dar vine și cu ăstea care suportul ăsta care se prinde aici în 4 șuruburi. Și aici vine pusă această pensetă, da? Hai să luăm stația acum să vă arăt câte ceva. După cum am spus, penseta vine șurubată aici, nu aveți cum să o băgați greșit că are un ghidaj, o băgăm în ghidajul ăsta. Ia, nu știu dacă se observă acolo, însă capacul ăsta e destul de fragil, da, ia uite, să mișcă, în fine. Asta denotă calitatea în funcție de preț, da? Nu am plătit o sumă foarte mare. Pare mi se că undeva la 250 sau 70 de lei, 300 de lei cu tot cu transport, da? Carcasa. Carcasa este din plastic. Însă la banii ăștia n-ai la ce să te aștepți. Aici avem reglajul, nu are niciun afișaj, da? Avem un potențiometru și avem grade Celsius scrise cu un verde, cu cachiu, nu știu ce culoare, și grade Fahrenheit scrise cu alb. Merge până la 480 de grade Celsius, da? În momentul când se stabilizează, are aici un LED. Acesta se stinge. Asta înseamnă că a ajuns la temperatura setată. Eu merg pe ea la 425 aproximativ, 450 cam aici.
Ok, pe lateral aici are butonul de on off. Este destul de grea datorită transformatorului pe care îl are înăuntru. Este de 75 de W. Să vedem acolo. Puterea este de 75 de W. Gorda 902. Pentru cei care lucrați zilnic cu SMD-uri, de exemplu cu laptopuri și cu componente, cu aparaturi care au în componența lor foarte multe SMD-uri, este utilă. Pentru mine a fost mai mult un, nu pot să-i spun chiar necesar, însă toate sunt necesare la urma urmei, dar a fost mai mult să-mi ușureze munca. Aveam nevoie la un laptop și mi-era destul de greu, pentru că cu suflanda cu aer cald, în momentul când îl zipești, îndepărtești și eu nefiind mare expert, da? Reușeam să îndepărtești și alte componente de pe lângă. Da? Și atunci am zis, bă, am văzut chestia asta pe YouTube și am zis, hai mă, să iau și o lasă să vedem, reușesc să destipesc. O să iau acum o placă și să facem o probă. Acum am pus-o la locul ei. O să o pornesc. Și după cum vă spuneam, are un LED care stă aprins până în momentul când va ajunge la temperatura setată de mine. O lăsăm să ajungă la temperatură și vom încerca să deslipim de pe această placă câteva componente SMD. Avem pe aici niște rezistori, câteva diode Zener. Da, vedeți? A ajuns. Deci LED-ul se stinge și se aprinde. Nefiind o stație foarte, foarte performantă, nu are un control al temperaturii foarte, foarte precis. Și așa că LED-ul teoretic ar trebui să stingă, însă el mai rămâne, mai se aprinde, da? Hai să pusez eu aici. Nu va fi foarte, foarte ușor, însă nu să încerc. Să încerc să deslipesc de aici. Deci este munca, îți face munca foarte ușoară, da? Care ai pus și ai îndepărtat-o. Ideal ar fi să avem la îndemână și o altă pensetă, pentru că se lipesc componentele de vârf, rămân atârnate, da? O să încerc și o diodă Zener. Da? Deci este foarte simplu. Se îndepărtează foarte ușor. Hop. Și am luat-o, da? O să încerc să lipez la loc acum. Să spunem că trebuie să lipim dioda Zener în poziție ei. O ducem cât mai aproape de locul unde... Bine, asta nu e un tutorial de lipit, însă la ideea să vedeți cât de practic e. După ce am executat lipitura, era vorba despre această diodă Zener, da? Cam asta este, nu am ce să vă prezint prea multe, că e o simplă stație de lipit sau deslipit. De multe ori nu ai loc, să zicem că va trebui să lucrezi într-un loc mai strâns, unde sunt mai multe componente. De multe ori nu prea ai loc datorită vârfurilor relativ incomode.
hai să dezlipim și ceva mai mare. Uite, am găsit aici o... Din păcate, cu asta nu putem să dezlipim decât componente cu doi contacti pe placă. De exemplu, dacă avem un integrat, deja asta are 3 piciorușe, nu mai putem să facem nimic, deci va trebui să folosim stația cu aer ca suflanta. Hai să desipe și o componentă mai mare, am găsit-o pe aici, este o totodiodă, ideea e că mă încurcă asta. Am aici o bară care s-ar putea să mă încurce, hai să încerc. Un pic m-am încurcat, însă am putut să o desfac și pe asta. Această diodă are un cod M7 pe ea. Cam asta e. Bun, și cam asta a fost și review-ul despre Gordac 902 SMD. La final de clip, ce pot să vă spun? Pot să vă spun că am uitat o pornită, da. Ideea e că raportul preț calitate, din punctul meu de vedere, aș putea spune, ținând cont că este o marcă, cât de cât totuși, nu vreau să fac reclamă acestei mărci, a fost cumpărată din banii mei, nu m-a sponsorizat această marcă, însă, ținând cont că totuși nu este chiar un brand no-name, cred că în prețul ăsta e cumva și numele brandul în sine. Overall, i-aș face treaba la început, până fiind un lucru pe care nu l-am folosit niciodată, evident că e mai complicat e mult spus, nu complicat, e mai diferit față de ce am folosit, față de un LEDCON, clasicul LEDCON, sau chiar și față de o suflantă, da? Însă fiecare lucrare necesită scula adecvată. Nu avem ce ne trebuie, ne vom chinui și probabil lucrarea nu o să iasă cum trebuie. Bun, dacă vă plac clipurile mele, știu că am început să fac din ce în ce mai rar, însă, din păcate, am avut de lucru și o să vă arăt acolo cine e vinovat. Nu știu dacă se vede acolo. Am avut o... tabloaș frumos cu un mesaj, cu un text, da, și chestiile astea îmi iau din timp și profit de zilele în care, de exemplu azi, duminică, fiind sărbătoare, nu pot să fac nimic și am zis că hai să filmez ceva, altfel nu mai am când. Bun, dacă vă plac clipurile, nu uitați să-mi dați un like, un subscribe, știu că nu sunt clipuri, de aceea am și structurat canalul pe mai multe tipuri de clipuri. Nu mereu am o clapă sau ceva de reparat, dar încerc să mai postez din când în când, chiar dacă nu am ce să vă arăt. Dar nu m-am abătut foarte mult, ținând cont că e vorba despre o sculă, ceva de electronică. Eu zic că suntem pe acolo. Dacă vă plac clipurile, nu uitați să mă susțineți cu un like, un share, un subscribe. Cu voi a fost Alin, iar până la următorul videoclip, vă salut și numai bine, pa!